Salut și bine, ziua un episod din totul lui Accurate Battle Simulator Hai continuăm să vedem ce și să facem în episodul de azi Vom continua cu sugestiile voastre pentru că foarte mulți dintre voi mi-ați dat o grămadă de idei bune în episodul anterior Și apropo de episodul anterior vreau să vă mulțumesc pentru cele 10.000 de like-uri nu mi-a venit să cred că n-am văzut chestia asta, știu că era o serie apreciată, dar nu a fost niciodată atât de apreciată, așa că vă mulțumesc din suflet pentru asta și cu siguranță vom face mai multe episoade. Bun, pentru început aș vrea să începem cu Trump. Hai să vedem, punem un Trump aici. Și una din sugestii a fost să încercăm un M16 contra un Trump. Hai să vedem cine ar câștiga în această bătălie. Se pare că M16 trage mult mai rapid decât Trump, dar Trump se ferește. Wow! Trump e nemuritor, what the fuck? Tot trage în Trump și nu moare. Ce se întâmplă, oameni buni? Trump i-a sărit armele din mână, i-au sărit toate. Bă, a rezistat ceva ce drept. Ce se întâmplă dacă fac în schimb mai mult Trump? Să zic o să bag M16, o să fie unul singur, iar Trump o să fie 5. Hai să vedem, 5 împotriva la un M16. Începem așa. Ia. Reușește să-i dea în spate, dar, bum, headshot și a făcut x din păcate. Așa, bun. Hai să vedem următoarea chestie pe care vrem să o facem Facem o armată de M16 pe aici Și o armată de Trump Cine va câștiga dintre toți ăștia, a? Mamă, frate, ce e aici? M16 parcă au, au, mai multă forță să tragă Pe când Trump reușește să facă ceva, dar mai greu Dar sunt foarte greu de ucis Ia uitați-vă Mamă, frate, ce aruncă Gata, a murit și ăsta. Mamă, ăștia cu M16 extrem de puternici. Împotriva ce să-i pun? Că mă gândesc acum, ăștia au fost bătuți. Hai să vedem cu Hillary. Dacă Hillary va reuși să facă ceva împotriva ăstora. What the fuck, cum a fost pus aia? Hai să-i dăm start. Mamă, dar vin mailurile. urile Ia uite, trage cu Gmail-ul în ea. Oh, bă, Hillary reușește ce-i drept uitați-vă, i-a dat, dat cu mail Deci, da, Hillary se pare că a câștigat această luptă. Ce ar putea să o bată pe Hillary, în schimb? Pe Hillary, hai să încercăm niște super peasants. Mulți de ăștia. Și Hillary o să fac multe, multe, multe. Ceva de genul ăsta, uite, așa. Și ăia vor fi super peasants. Vor reuși să, să le doboare? Oh my god! Voi vedeți câte mailuri au intrat în astea? Da, normal că au câștigat. Cred că trebuie să facem mai mulți de ăștia. Doamne, fereste cum arăta. Arata ridicol. Chicken Man Man. Hai să încercăm... Hai să mai fac mai întâi fac o, o, mai mult super peasants și pe aia încercăm cu Chicken Man Man. Să vedem ce se întâmplă. Ia uitați-vă ăștia deja și au zborul. Dar mail-urile zboară către ei. Și... Bum! Nu, cred că au, nu cred că au forță. La câte mail vin... N-au forță, frate, intră Gmail-ul ei. Doamne. No, deci ăștia clar nu câștigă. Hai să punem împotriva ei Chicken Man Man și o să fie trei de ăștia. Ii dăm start. Să vedem cât rezistă ăștia împotriva lui Hillary. Mm, nu rezistă aproape deloc. Hillary e cam, e cam cea mai puternică acum, nu știu ce, ce, am observat, cam cel mai puternic uh, caracter din joc, probabil poate fi distrusă de M16, poate, dar nu știu. Uh, hai să vedem. O să facem o grămadă de peasants și ăștia sunt peasants normale, adică ăștia când îi pui, ăștia nu au armă, nu au absolut nimic. Îi pui aici și vor face, se vor comporta ca și cum ar fi niște zombie. De exemplu, dacă pun peasants contra peasants, cam asta se va întâmpla. Își vor da pumn din gură, dar nu am nimic Bum, bum, bum Ca și cum ar fi niște zombie Și se luptă ca nebunii Bine, am pus uh, mai puțin pe partea albastră Și bineînțeles toți cei roșii Sar pe ei săracii Dar acum mă gândesc Să nu pun pe partea albastră tot peasants, În schimb să punem altceva Pe partea albastră Hai să punem un singur boxer, Un singur boxer va reuși el Să se bată cu toți ăștia U! Uh! Dă -i, dă -i, dă -i, dă -i. Eu ce da? Și în stânga, și în dreapta, și în stânga, și în dreapta. Bum, 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 bum. Mamă. Eu uite ce dă nebunul. Reușește cât de cât, reușește. Se luptă cu ei, se luptă, le dă și împarte la fiecare câte un pumn. Zice, nu e problemă, există stoc suficient, e Black Friday și pumnii sunt la reducere. Așa că fiecare și câte un pumn. Băi, ești nebun, nu reușesc ăștia să-i facă nimic și el tot dă cu pumnii. Doamne, ce ridicol! Pentru cei care nu știu încă, joculețul să e complet gratuit. Dacă vreți să vă jucați și voi aveți un link în descriere și puteți să-l luați gratuit sau cel puțin se putea. Sper să mai fie valabilă oferta și când vedeți acest video. Uh, dar știu că cei care l-au uh, luat în weekend, l-au luat și l-au primit instant, așa că super tare, vă recomand să vă jucați și nu uitați să apăsați și butonul de like dacă vă place și vreți să mai vedeți episoade cu acest joc pe canal. Dar nu vine să cred, i-a bătut pe toți un singur boxer, bine, super boxer, a bătut toți pezenții. Incredibil. Un boxor împotriva la ce am putea să punem? Împotriva la un super pezent. 1 vs 1, da? Băi, am pus doi din greșeală. Când dai o dată să pui, deci eu am pus o dată. N-am dat de două ori să dea click. Super pezent. 1, da? Start. Ia. Bum! Oh, what the fuck, asta e o poziție foarte ciudată, oameni buni uh, What? Îi <laughs> dă la burtă <laughs> What? Ok, aia a fost foarte stranie poziția aia, trebuie să recunoașteți, da? Uh, azi mai punem încă niște super pezenți și o să punem și super boxiori 3 la 3 de data asta Ia uite -i, mă cum, cum stau Doamne ferește, ce poziții sunt astea oameni buni Îl bate la fund, unul ține cumva, altul ține altfel <laughs> Dar nu reușe să se bată Ăsta îl ține de, de fund Ia și el încearcă să-i dea Dar nu reușește să-l omoare Ăștia s-au bătut aici, au murit trei roșii Da, ăștia albaștri Super Buxorii sunt foarte buni Extrem, extrem de buni Totuși, super Buxorii eu nu cred că o să reușească Împotriva la un singur Un singur Dark Peasant Dark Peasant-ul rupe în două tot Ia, bum, la rupe unul, rupe și pe al doilea și pe al treilea și pe al patrulea Na, n-ai șanse frate Asta te, te rupe în două Dacă facem noi Hai să vedem Știți cu ce nu ne-am jucat până acum? Sunt foarte multe chestiuțe pe aici pe care nu prea n-am testat Cum ar fi de exemplu Uite ăsta O să punem multe nebunii de astea What? What? Unde l-am pus pe ăla? Um, și în partea cealaltă va fi o armată întreagă de, de ăștia care dau cu cap. Și ăștia dau cu capul ca nebuni. Fiți atenți. Trag băieții cu săgeți Uuu, mamă Eau o morătoare? Adică au trecut săgețile prin ei? Da, sunt morți Uuu uh. Și din cauza că în partea cealaltă n-am mai pus trupe Au câștigat ăștia Fața că mă gândesc să îi ținem un pic mai grupați și interesantă premiza, știi că dacă pun o grămadă de ăștia, um, iar în spatele lor voi pune 1, 2, 3 samurai și pe partea cealaltă Vom pune... Mă gândesc să pun de ăștia cu... uh, avem și balistauri. Aș vrea vichingii vikingii cu scuturi. Deci armata vikingilor cu scuturi. Și nu știu dacă știți, la Vikingi în momentul în care uh, veneau o grămadă de săgeți, își puneau scuturile sus și în uh, lateral și făceau așa un fel de scut întreg. Și punem și niște de ăștia în spate. Ăștia sunt imei. Bă, ăștia sunt mai mari decât ăia normal. O, ce mari sunt ăștia, ești nebun? Acum am văzut. Oh, dar n-au șanse pentru că... Oh, s-au ridicat! S-au ridicat din cauza scuturilor, cred. Ăștia li s-au stricat astea și vikingii sar pe ei. Uite, samuraiul cum stă cu sabia pregătit. Mamă, îi sare în capia. Opa, dai prietene că te-ai împiedicat. <laughs> Uite ce-i face lui ăla cum l-a luat. Bă, ăla-i ai dat tău, nebunule. Și care a mai rămas? A mai rămas unul, dar... Uite, a mai rămas ăsta de aici. Săracul e blocat în, în chestia aia. Și ăștia și-au făcut sandwich aici um, What? Oameni buni ce, ce înseamnă asta la voi? Ce e asta aici? Nu <laughs> știu, dar arăta strani, rău de tot Da, asta se strică destul de repede T Totuși Ar fi o idee Având în vedere că ăștia au scuturi Facem o armată Plină de scuturi Și ăștia vor fi spartani într-un fel Spirmen, hai să vedem, uite așa și asta e armata lor, asta e armata lor, da? Vikingii vs. Sp spartani. Hai să vedem. S-au împiedicat doi dintre ei, prieteni, prea greu scutul pentru voi. Uuuu, i-au dat jos din prima, Spartanii noștri cu spirile, nu prea fac față. Bine, nici nu i-am pus în mod egal cei drept, dar vikingii se descurcă mult mai, mult mai bine. Hai să vedem, ce mai putem noi să punem aici? Ăștia? Ăștia cu ce sunt? Ăștia sunt cu săbii. Facem o formație de genul ăsta contra ei. Eu zic că acum e destul de balansată formația aia roșie. Și bum! Ia uite-mă cum intră toți așa. Și așa chiar se întâmpla în viața reală când erau bine ăștia care se aruncă ca nebuni așa, nu știu dacă erau. Bă, ăștia mari se aruncă ca nebuni, vă vedeți? Ia uite, hopa! Ciudată unitate e asta! Oricum vreau să îmi spuneți în comentarii sugestiile voastre, ce vreți să încercăm pentru episodul următor. Um, ca de obicei eu să vă arăt um, în cele ce urmează toate unitățile și voi îmi spuneți ăla contra ăla. Și îmi spuneți în comentarii cine se bată contra cine. Ăștia albaștri văd că au șansă, da, ăștia albaștri au câștigat. Dar n-au rămas foarte mulți în viață. Sunt foarte curios de unitățile astea mari. Deci hai să vă arăt toate unitățile. Da? Avem ăsta. Și o să punem stop la video ca să vedeți cum se cheamă și să-mi scrieți în comentarii cine contra cine. A, vedeți voi toate astea, vedeți voi toate astea de aici și toate astea. Bun, hai să încercăm. Headbutter. Headbutter sunt aia care dau cu capul. Deci ăștia se duc și dau cu capul ca nebunii. Și o să punem cam jumate. Iar ăia la alți, X. Și să fie o grămadă de deștea mari. Dar tot așa vreau să fie destul de grupați. Așa. Bun. Ăștia se aruncă înainte, iar ăștia se aruncă cu capul. Cine va câștiga? Ia. Ia uite, ia. Ia uite pe nebun. Iar aia trag, dau cu cap. Mamă, ce... ce asta, frate? Zici că... Nu o foarte ciudată, dar ăștia, ăștia roșie au rezolvat toată, toată treaba. Aia săracii n-au arme, aia doar să se aruncă cu capul și au niște corn niște corn, auzi? Niște cornuri <laughs> uh, și te împung cu ele, dar ce să le faci, frate, la ăștia mari? La ăștia mari cred că doar niște samurai sau poate super pezenții. Haideți, supereroilor, încercați să-i distrugeți. oh, se ridică și... uuuu! Știi care e faza? Ăștia îi iau un aer. Ia uite, l-a luat în aer pe ăsta. Și n-are ce să facă, nu cred că are cum să... Hmm? Sau poate... Din cauza că sunt mai mulți, să fie unde-s mulți, puterea crește. Da, nu știu ce să zic. Vedeți că ăsta n-a murit încă, deși au sărit atâția pe el, dar n-a murit. Vreau unul care albastru care a murit? Nu. L-au reușit să-l omoare pe ăsta. Iată-l, ți ține de fund pe ăsta. E, e amuzant în momentul în care se întâmplă o de genul ăsta. Și... În general, jocul ăsta e amuzant, e distractiv să te joci, um, mai ales faptul că e gratuit și nu trebuie să plătești absolut niciun ban pentru el. Chiar vi-l recomand, vreți să vă jucați ceva um, în timpul liber în momentul în care aveți câteva minute libere, poate vi se încarcă un joc mai mare și vreți uh, să faceți ceva până un alta, puteți să încărcați jocul ăsta rapid și să vă distrați. Bă, au reușit super uh, pezenții să-i să rupă. Asta se bate aici cu, cu ultimul. Dar nu are cum să-l nimerească pentru că îl face să plutească. Asta e toată faza. Vine super peasantul, îl ia, îl face să plutească și nu are cum să-l nimerească cu, cu, toporul. Că normal ar muri. Ia uite. Hopa! uuu, De unde ați venit, mă, băieți, Da, deci până la urmă super peasantii au reușit să-i bată. Fermieri, um, fermierii, uite, fermierii nu i-am folosit până acum. Îmi place faptul că au pus pălăriuțe și chestii ca să-ți dai seama care unitate -i care. Înainte toate unitățile erau la fel, doar că aveau arme diferite. Acum fiecare are pălăriuța lui proprie, fiecare are câte o chestie proprie. Uh, împotriva la Chicken Man. Aștia vor da găini pe jos. Din fund. Se sponează găinile din fundul lor. Și fermierii sunt obișnuiți cu găinile, așa că s-ar putea să reziste. Nu, no, nu rezistă. Găinile sunt mult prea puternice pentru ei. Băi, ești nebun ce au făcut găinile astea? Putem să facem cerioturi să-i calce. Vine Moș Crăciun uh, la... Vine Moș Crăciun la găinile voastre. Bum! Mm, <laughs> Doamne, uite cadourile! Dar față că găinile s-ar putea încă să câștige pentru... Da, mă, au câștigat găinile pentru că le sar în cap, înțelegeți? Asta e toată faza. Le sar în cap și uh, e destul de greu pentru cerioturi să reușească să-i distrugă. Totuși, ce ar putea să-i distrugă, cred eu, că ar fi ceva o balista, poate. Ăla nu. Mă interesează balista. Unde e? Asia, nu? Gris. Uh, balista. Uite, astea s-ar putea să reușească să-i distrugă pe ceilalți. Și acum avem nevoie de Chicken Man. Nu, chicken, nu Super Chicken Man, ci Chicken Man normal. Na, hai să vedem. Balistaurile ar trebui să tragă cu dita mai săgețile în ei, să-i rupă în bucăți. Plosc! Ia! Mamă, frate, cum a intrat țepușul în ăla. Uitați-vă la găini! Pau, liu, găinile astea! Frate, sunt găini mortale astea, deci n-ai șansă împotriva lor. Dar totuși au reușit să câștige ăștia roșii, care a rămas unul în viață. Dar găinile sunt, sunt destul de greu de omorât. Uh, oricum, ăsta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și vreți să mai vedeți și alte episoade, nu uitați să apăsați butonul de like. Vă mulțumesc foarte mult pentru ce ați făcut până acum la episoadele anterioare. V-am zis, data trecută s-au strâns peste 10.000 de like-uri și chiar nu m-am așteptat la asemenea suport din partea voastră. Dar se pare că vă place și de ce nu? O să continuăm. Și ne auzim data viitoare. Papa. Pa.